furci și topoare? Nu, mii de tractoare. Pentru o zi, fermierii români au lăsat treaba deoparte și au blocat mai multe vămi sau au protestat în orașe. Taxați din nou importurile din Ucraina sau renegociați în ajutorul european, cer ei guvernului și parlamentului. Siguranță sporită cer insistent profesorii în urma unor noi incidente violente și scandaloase în școli. Iar alegerile din Bulgaria nu par să fi limpezit mare lucru. Nu se întrevede o coaliție majoritară de guvernare. E vineri, 7 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. A trecut un an și mai bine de când a izbucnit războiul din Ucraina și pare că opoziția cea mai puternică față de una dintre politicile de sprijinire a acesteia vine de la țară. Mii de fermieri au protestat în aproape 20 de județe din cauza concurenței neloiale pe care spun că le-o fac produsele agricole din Ucraina. Mai multe vămi au fost blocate, iar șiruri de tractoare care circulau cu viteză redusă au apărut pe numeroase drumuri publice, dar și în centrul marilor orașe. Circulația din Târgu Mureș a fost blocată pentru o vreme în centrul orașului, iar protestatarii s-au îmbrâncit la un moment dat cu jandarmii. Fermieri din Polonia, Cehia și Bulgaria au protestat și ei, afirmă Nicu Vasile, președinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli. Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai cunoscuți și mai înstăriți fermieri români, a protestat la Vama Vârșan din județul Arad. El recunoaște că o reintroducere a taxelor asupra importurilor din Ucraina e improbabilă, dar spune că România trebuie atunci să renegocieze ajutorul european acordat fermierilor. Eu vă spun cu tărie, orice se poate obține pentru o țară în condițiile în care poți să justifici neregulile care se introduc, care vor să se introducă. În condițiile în care mai rămânem cu stocuri de 2 milioane de tone de grâu nevândute, nu există decât o cale clară. Dacă ministrul agriculturii i-a dat, când a venit comisarul pe agricultură, l-a primit și i-a dat o bâtă de cioban, un toiac de la de ciobănesc. Păi ce primire i-a făcut? Ce crede omul ăla când a venit și a plecat din țară? Ce semnifică un asemenea lucru? Că se poate de gândire proastă a la români, a la Baia. Vă gândiți, domnule Muscă, la plăți directe, la ajutoare majorate din partea Bruxellesului către toți fermierii europeni până la urmă, pentru că e discuția aceea întreagă despre valoarea nesemnificativă a ajutoarelor pe care le primesc în momentul de față fermierii români. Cei care au decis suma de 56 de milioane, din care României să-i vină 10 milioane, trebuie renegociată și probabil că se găsesc soluții ca să se mărească acea sumă în contrapartidă pentru marfa intrată din Ucraina. Un tarif pe unitatea de măsură, pe hectarul de cereale, pe tona de cereale, dar există soluții să se gândească și nu să primească Bulgaria 16 milioane și noi 10 milioane. Nu avem oameni care să ne reprezinte la Bruxelles. Toți în pluș politic, după prietenii, după relații și după amante și așa mai departe. Astea sunt bune toate, dar nu pentru a reprezenta țara. Petre Daia a invocat astăzi din nou decizia Comisiei Europene în această privință, dar reacția guvernamentală a fost rezumată sec de un foarte recent dialog dintre ziaristul Cristian Andrei de la Libertatea și premierul Ciucă. Ministrul polonez al agriculturii și-a dat demisia după alocările primite de la Comisia Europeană. În România, ministrul Daia este în continuare în funcție. Îl veți menține plan rotativă? Vă mulțumesc. Totuși, veți menține pe ministrul Daia chiar dacă nu a obținut fonduri necesare pentru agricultura românească? În acest moment am înțeles și înțelegem foarte bine care sunt consecințele tranzitului de cereale din Ucraina. De aceea îi rog pe fermieri și așa cum am discutat până acum și așa cum am dat dovadă de înțelegere până acum, sunt convins că în continuare va exista această colaborare și această linie de identificare a soluțiilor. Să mai spunem că premierul s-a întâlnit astăzi cu Petre Daia la Palatul Victoria. Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului agriculturii măsuri urgente de ajutor pentru fermieri. Noul ministru al agriculturii din Polonia a anunțat că oprește importurile și că va introduce condiții foarte stricte transporturilor de cereale din Ucraina.
Aproape 10.000 de acte de violență în școlile din România anul trecut, iar statistica din 2023 nu face nimic altceva decât să sporească. Poliția din Argeș anchetează agresiunile la care a fost supus un elev de 12 ani din Costești de către mai multe colege. Fetele s-au filmat lovindu-l și umilindu-l în mod repetat. De asemenea, în Prahova, o profesoară din localitatea Pietriceaua a fost filmată în timp ce e umilită de mai mulți elevi în timpul unei ore. Unul dintre ei mimează acte sexuale în timp ce femeia scrie la tablă, iar un altul îi apropie de gură degetul mijlociu. Și în acest caz a fost deschis un dosar penal. Sindicatele din educație au cerut de curând măsuri sporite de siguranță în școli după ce un adolescent din București și-a rănit cu cuțitul la gât profesoara de limba japoneză. Băiatul e acum arestat preventiv. Pagă pentru medici, pentru funcționari publici sau pentru demnitari. Cum ar fi fost ca tocmai fotbalul să scape? Federația de Specialitate verifică acuzațiile mai multor jucători care au reclamat presupuse cazuri de corupție la loturile naționale de juniori. Gazeta Sporturilor și ProSport au prezentat mărturiile mai multor tineri fotbaliști. Ei spun că antrenori și oficiali din FRF le-ar fi cerut bani ca să-i cheme la lot sau să-i introducă în echipele reprezentative. Vizați sunt între alții fostul internațional Gheorghe Giolgău și Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF. Federația Română de Fotbal e condusă de aproape 10 ani de Răzvan Burleanu. În această perioadă, performanțele echipelor naționale de juniori și seniori deopotrivă s-au prăbușit. Din criză în criză, Bulgaria pare să se îndrepte spre încă un scrutin parlamentar anticipat. Alianța Liberalilor, conduși de fostul premier Kiril Petkov, nu vrea să se alieze cu partidele conservatoare reunite în jurul lui Boyko Borisov, de asemenea a fost prim-ministru. Diferența dintre cele două grupări e de circa 2% în urma alegerilor organizate în weekendul trecut. Liberalii au mizat pe mesajele anticorupție și pe criticile față de apropierea lui Borisov de oligarhii locali. Au mai trecut pragul electoral un partid naționalist și antioccidental, unul antisistem și formațiunea minorității turce din țara vecină. Armata israeliană a lansat cele mai consistente raiduri aeriene asupra fâșiei Gaza și a Libanului din 2006 încoace. Ținta lor, gruparea militantă palestiniană Hamas, în seama căreia sunt puse mai multe atacuri cu rachete asupra teritoriului israelian. Atacurile nu par să fi făcut victime, dar încordarea e în mod evident în creștere. Confruntările survin în luna Ramadanului și chiar la începutul Paștelui evreiesc, la capătul unui an de violențe sporite între cele două părți. După cum spuneam, în plină luna sărbătorii Ramadanului, poliția israeliană a făcut săptămâna aceasta un raid brutal în moscheea Al-Aqsa din Ierusalim, e al treilea cel mai sfânt loc al islamului. Poliția i-a risipit pe palestinienii care se baricadaseră înăuntru. Acest șir de evenimente seamănă foarte mult cu cele din 2021, atunci confruntările de la moscheea Al-Aqsa au provocat un război de 11 zile între Israel și Hamas. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Președintele Iohannis a convocat marți o ședință a Consiliului Suprem de Apărare. Siguranța din regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina, e prima temă de discuție. Va veni însă vorba și de încercările de destabilizare a Republicii Moldova. Chișinăul afirmă că a dejucat un plan rusesc de răsturnare a puterii pro-occidentale din țara vecină. Bucureștiul refuză și acum să explice în ce fel ajută militar Ucraina. Guvernul și Parlamentul au alocat anul acesta apărării un procentaj de 2,5% din produsul intern brut.
Compania franceză Airbus vinde 50 de elicoptere unei firme chinezești de leasing, un acord anunțat în ultima zi a vizitei de stat a președintelui Emmanuel Macron în Beijing. Macron și omologul său, Xi Jinping, au semnat o declarație comună în care cer ca pacea să fie restabilită în Ucraina. Totuși, documentul nu menționează invazia rusă din februarie anul trecut. Deși China se declară neutră, Xi Jinping nu a condamnat agresiunea Moscovei, ba chiar a făcut luna trecută o vizită oficială în Rusia. Punem punct aici. Dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!